cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața! Bună dimineața! Am întârziat cu un minut, două, dar nu-i nimic. Asta nu înseamnă că n-avem despre ce discuta. Ieri s-a produs un eveniment care nu știu dacă s-ar fi putut întâmpla în condițiile în care era prefect cea care a fost înainte, până la venirea domnului Lazăr, doamna Soroceanu. Ea, când se ducea într-o primărie, se ducea, își trimitea antemergători, toată lumea stătea în poziție de drept dacă nu era din partidul care trebuia. De data aceasta, domnul Lazăr, care face un periplu prin toate OAT-urile, unii ar spune că e periplu electoral, a ajuns și în bârlogul dușmanului, ca să zic așa, între ghilimele, adică s-a dus și s-a întâlnit cu primarul de la Târgu Neamț, domnul Harpa, și cu consilierii locali, majoritatea fiind din PSD. Și ce să vezi, s-a discutat civilizat, s-a discutat despre problemele localității respective, ba chiar la un moment dat s-au făcut și glume, glumițe, unele cu iz de, știu eu, prezicători. O doamnă, consilier local PNL, nota bene, a spus că dacă orașul va fi sprijinit pe niște proiecte, toți cei de acolo i-ar sprijini pentru Parlament pe domnul Lazăr și pe, surpriză, domnul Harpa. Deci, se întâmplă lucruri, oameni buni, în acest județ, se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri care, în mod normal, ar trebui să ne ducă cu gândul spre alegeri. Numai că la noi în Neamț alegerile, ca întotdeauna, vor fi dictate, ca să spun așa, sau mă rog, direcționate de evenimente exterioare județului. Și mă refer aici în special la zona de decizie totală, dar despre asta într-o altă emisiune în care vom face o analiză, cum am făcut ieri pentru Piatra Neamț, la nivel de județ. Astăzi să fim mai liniștiți, să fim mai deschiși așa spre zona culturală, să amintim aici că ne-a părăsit un nume în arta plastică nemțeană, Mircea Răzvan Ceacăru. Pe Messengerul veți găsi un material publicat în 2011 cu el și activitatea domniei sale de la Muzeul Dumnezeu să-l odihnească. Și astăzi să vorbim despre manifestări care au loc la nivelul județului prin intermediul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, invitată în studioul nostru, de aici, de la Mesagerul de Neamț, doamna Carmen Năstasă. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Doamna Năstasă, de câți ani sunteți la Carmen Seculare? Din 2013. Din 2013. Și din 2013, șapte ani. Cei șapte ani de acasă, da. Cei șapte ani de la centru. Da. Care a devenit a doua casă pentru mine, așa că nu e departe de adevăr, cei șapte ani de acasă. În șapte ani, deci șapte ani, e o perioadă foarte lungă. Ce s-a schimbat la Centrul de Cultură, Centrul Carmen Seculare? Adică ce a fost, ce ați găsit, ce s-a schimbat de atunci? Și pe mine mă interesează dacă de la an la an s-au făcut progrese în organizare și în programare a evenimentului. De exemplu, anul acesta, sunteți în măsură să spuneți, da, domnule, mi-am programat evenimentele până la sfârșitul anului în proporție de 80-90%? Da, proiectele mari sunt programate deja. Da, când mai apar manifestări legate
manifestări care apar de obicei după discuțiile cu domnii primari, cu cei de A, la bine, școli, astea astea sunt manifestările manifestările mai mici, mici. dar manifestările mari sunt deja programate și programul cam încheiat. Program încheiat, aveți și bugetarea, finanțarea? Da. Am așteptat, noi am avut un draft de proiect, de exemplu, la vacanță muzicală, încă de anul trecut, dar am așteptat să încep contractarea după aprobarea bugetului. Mulțumesc Consiliului Județean pe această cale că. Am înțeles, după foarte mult timp, nu? Probabil că trebuie să facă bugetarea înainte. Nu, cred că au fost situații legate de, la nivel național, când s-a întârziat aprobarea bugetului cu cei de la Consiliul Județean. De obicei am un dialog foarte bun și nu N-aveți avem cum să probleme. n-aveți un dialog bun, pentru că ei Da. sunt, să spunem așa cum spunea Toma Caragiu, forul tutelar. Da. Forul tutelar. Bun, dar e foarte important pentru cineva care se ocupă de manifestări mari, unele Da. dintre ele naționale, să poată să înceapă contractarea De la începutul de la anului. începutul anului, pentru Da. că altfel nu mai găsești Așa cu cine este. să faci treaba. Da, dar devin și un pic mai scumpuți la preț. Onorariile cresc pe măsură ce intrăm în jumătatea anului, iar când faci un eveniment de pe o zi pe alta, într-adevăr stai Se cam simte. la mâna lor. Așa că dacă o luăm de la începutul anului sau chiar din ultimul trimestru anului anterior, scoatem prețuri un pic mai bune. Ce să spun, acum legat de onorariile artiștilor, un pic mai bune, știți cum e. Pentru unii par foarte scumpi, pentru mine care știu deja cam care sunt onorariile practicate pe piață, mă bucur pentru fiecare bănișor economisit în negociere. Pe parcursul anilor, spuneați ce am găsit. După cum știți, Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare era așa un centru la care funcționa la nivelul de avarie. Fiind tot felul de conduceri interimare, și implicarea a fost un pic mai limitată, nu și-ar fi dorit cineva să facă treabă, dar având în vedere că în interimat nu ai toate pârghiile necesare la dispoziție, atunci s-a mers pe câteva activități punctate și cred că de asta nu a fost atât de vizibil. Eu vă spun că nu era numai asta, exista o anumită mentalitate. Avă și ăștia de la arte. Și acolo întotdeauna a fost un loc în care, eu nu mă feresc să o spun, dumneavoastră vă este mai greu să spuneți sau să recunoașteți lucrul acesta, și-au găsit refugiu niște oameni. Și atunci, dacă el a fost lăsat undeva în partea a doua și era folosit doar cu ocazia unor manifestări fără de care nu se putea Da. face, l-a trecut în zona aceea semicrepusculară a activităților care, mă rog, hai să le facem și pe astea că așa trebuie. Eu trebuie să recunosc că, urmărind an de an ce se întâmplă, am remarcat o creștere anuală a volumului. Nu mă pricep eu foarte bine la calitate, dar a volumului este clar o creștere. Cu un număr de angajați destul De de mic. mic. Destul Așa de este. mic. Haideți să vedem ce ne propuneți pentru anul acesta, iar eu după aceea voi veni și vă voi întreba și despre lucruri care cred că nu vă face mare plăcere să discutați, dar după ce ne propuneți program. Păi începem cu o manifestare care urmează acum în martie, săptămâna viitoare, 13-15 martie, Festivalul Concurs pentru Copii și Tineret Florile Ceahlăului, ediția 32.
suntem un pic emoționați cu toată problema asta coronavirus. Nu avem deocamdată nimic oficial că ar trebui să închidem, așa că să nu facem manifestarea. Și am hotărât împreună cu, cu colegii mei, prietenii, da, și prietenii, colegii și prietenii mei, că vom cere de la fiecare concurent aviz de la medicul de familie înainte de a ajunge aici. Știți cum e asta? Probabil când va fi în martie, săptămâna viitoare, da, va fi nevoie. Da. Va fi nevoie, da. Vom face tot posibilul, vom avea medic care va face ca la grădiniță. Vom, înainte de a intra în internat, dacă nu știți, vă spun acum, cu concurenții în finală au cazare și masă asigurată de către centru. Și de asta vom vorbi cu medicul instituției și vom face și... Și cazarea unde se va face? Colaborăm foarte bine cu cei de la liceu, de la Colegiul Cartianu. La internat. E vorba de... Da, da. Și au și ei acolo cadre medicale acela, de campus, da. Da. Bun, deci asta este o primă manifestare. Prima să sperăm manifestare... că nu vom avea probleme din așa. Punctul de vedere al epidemiei. Așa sper. Avem 13, 14 și 15 martie. Pe 13 și 14 este concursul efectiv, unde avem categoriile, deci avem canto, 9, 14, 15, 19 și 19-25 de ani și instrumente, 9, 16, 17, 25 de ani. Avem 100 și ceva de finaliști. Am încercat să fie mai puțin în acest an, dar dacă mai ales la categoriile mici, sunt foarte, foarte, foarte mulți copii foarte talentați. Sunt foarte și talentați și aproape că vine să îi pui pe toți. Da, da. Avem tot timpul tot felul de plângeri. Cei care nu au trecut mai departe, că a avut premiul 1, că a avut premiul 2, acum trebuie să înțeleagă, și asta discutam cu fiecare părinte sau profesor, trebuie să înțeleagă că e un concurs la noi și nu am cum să-i las pe toți. Eu știu că toată lumea s-a obișnuit în ultimul timp să meargă la festivaluri în care ai 400 de concurenți și 400 și ceva, dacă se poate, de premianți. Dar la noi chiar este un concurs și de aceea chiar se încearcă găsirea unor chichițe, fiecare mică greșeală este depunctată ca să putem merge mai departe. Până la urmă este o competiție despre da. Ce vorbim asta aici. Să spun, da. Nu avem un festival în care toată lumea e premiată. Noi avem chiar un festival concurs. Și tocmai pentru că avem și un juriu specializat și foarte cunoscut în țară, după cum știți, în ultimii ani colaborăm cu doamna Elize Stan. Am ajuns pe locul 3 în țară, chiar și dumneavoastră tot timpul spune că am crescut de la prima ediție de când am colaborat. În fiecare an am crescut câte un pic și chiar mă bucur când îmi laudă orchestra. Pentru că, după cum știți, noi avem doar 5 angajați și mergem foarte mult pe colaboratori. Dea Dumnezeu un timp să revenim în forță, să le facem concurență celor de la Ciprian Porumbescu. Zic pe zona asta. Și pe urmă mai vedem. Bun. Ce ne mai propuneți manifestări mari? Asta se termină acum, având în vedere că spuneam de orchestră. Anul acesta n-am adus o orchestră invitată. Am adus doar niște soliști invitați, Ionuț și Doina Dolănescu, care vor cânta împreună cu orchestra ansamblului Floricică de la Munte. Ionuț Dolănescu, da? Da. Mă rog, fiecare cu... Fiecare cu ce-i place. Dar cred că iubitorii de folclor vor fi sigur vor fi încântați. Pe urmă vom avea Armonii Pascale, unde îi avem invitați pe cei de la... Pe data de 9 aprilie vom avea invitați pe cei de la Corul Armonia, cu Pricesne. Urmează pe 24 aprilie Gala Ambasadorilor, care este în... desfășurare, apoi trecem la vacanțele muzicale. În anul acesta
Vor fi de pe 5 până pe 11 iulie, unde vom începe cu orchestră 5-11 iulie. 5-11 iulie, da. 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 Programul pentru Piatra Neamț este definitivat. Acum trebuie să aleg zilele pentru Târgu Neamț spuneți-mi și pentru Roman. La Piatra Neamț. La Piatra Neamț începem pe data de 5, duminică, cu orchestră simfonică din Ucraina. Apoi, luni, vom avea portretul tânărului artist nemțean Alexandra Grigoraș, iar la turn, după cum știți, avem două evenimente. La turn vom avea, anul trecut nu am avut muzică tradițională și iubitorii de folclor au fost un pic dezamăgiți că nu au avut seara lor, iar în acest an am zis că nici pe a lor, nici pe a mea, așa că facem un duel care între frații Advahov și cred că Zdob și Zdub. Da. Cine sunt frații Arvacov? Advahov. Advahov. Spuneți-mi și mie, da. Să știu, eu nu știu. Da. Probabil că ceilalți știu despre ce e vorba. Cu siguranță. Așa. Pe data de 7 avem muzică corală și afară Ateneum Brass. Cred că eu am mai postat așa din când în când câte un videoclip cu cei pe care îi aveam în vedere și am văzut că chiar dacă când au auzit prima dată de Ateneum Brass nu toți cunosc, că au primit foarte bine și întrebau dacă îi aducem vreodată. Pe data de 8 vom avea la Teatrul Tineretului invitați câțiva profesori de la colaboratori de-ai noștri, printre care și Mihaela Spiridon. Iar la turn vom avea muzică lăutărească. Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase. Unde va fi... Asta chiar ar fi... Da. Unde va fi o seară foarte interesantă în care vom învăța și despre muzica lăutărească adevărată. Deci ce înseamnă muzica lăutărească adevărată? Da, nu da, da. Făcăciuni, ca să da. Spun așa. Apoi vom avea și Quartetul Transilvan, că a fost foarte cerut în ultimii ani și tot l-am amânat pentru că l-am mai avut acum vreo 4 ani alături și am zis că cred că e cazul să-i aducem din nou. Și avem Big Band-ul radio cu Betty Barbera. Da. Așa. Sâmbătă avem Ionel Tudor Orchestra cu Corina Chiriac și Horia Moculescu. Pentru că am vine avut... Corina Chiriac și da. Împreună cu Horia Moculescu. Va fi da. Interesant. Ei sunt oameni de show. Da, da. Și multă lume se aduce așa și în da, am 2 ani de când tot m-am gândit la proiectul ăsta. Anul trecut mi-a părut rău, dar și bine, într-un fel. Că am fost la Cerbul de Aur și am văzut-o pe Corina Chiriac și chiar a avut un succes foarte mare, ceea ce... Mi-a părut rău că n-am fost prima, dar mi-a părut bine că am avut confirmarea că e o alegere foarte bună. Iar Horia Moculescu, dacă a fost foarte bun la Antol, eu cred că poate fi extraordinar de bun. Și Horia pentru... Moculescu știe da. Să facă show. Și Corina Chiriac știe să facă show pe lângă da. Calitățile extraordinare de soliști vocali. Da. Și sigur va veni lumea, va veni lume și va veni lume care apreciază. Muzica. Aici este o veste foarte bună. Da. Și aia cu muzica lăudărească este o veste foarte bună. Îmi spun că e foarte interesant. Urmăresc de foarte mult timp proiectul domnului Bogdan Simion. Are tot felul de videoclipuri. Cred că... Deci umblă prin țară, caută lăutari autentici și face tot felul de filmulețe în care explică despre muzica lăutărească autentică. Da. Și încheiem cu Teatrul de Operetă Ion Dacian din București. Adică eu cred că anul acesta vom avea la fel un program foarte, foarte bun. După cum vedeți, în fiecare an încercăm să aducem nu, și noutăți. Este clar că da. Programul este echilibrat și bine pus în operă.
Asta este avantajul să poți să-l faci din timp. Da. Asta este avantajul să poți să-l faci din timp, să ai opțiuni, să poți să te duci, să negociezi, să cauți, să te pregătești. Ca de obicei a fost alături de mine doamna Mihaela Spiridon, că să-i dea Dumnezeu sănătate. Noi am salutat-o și de ziua ei, o mai salutăm o dată, să rămână doamnă. Da, și chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că a început să mă cunoască și dumnea ei și de obicei când vine cu o propunere, chiar nu am avut vreodată a spune nu. Da. Bun, mai departe. Avem Festivalul Internațional de Folclor, care este un festival foarte greu, după cum am zis, pentru că nu avem contracte. Aici este vorba de iubitorii de folclor din toată lumea care vor să vină sau nu. Deci aici este pe vrute cum ar veni. Da, da. Avem cazare, masă, transport asigurat de noi. Și oricare cântăreț din țară care vrea să vină, poate să vină? Sau există totuși o ștachetă? Nu. Noi încercăm să vedem așa. Vă aduc eu vreo 20, știu eu vreo 20 care vor să promoveze ei peste tot. Ei, nu. Trebuie să fie autentici, să mai fi Există totuși o selecție, da, nu? Există o selecție, numai că este foarte greu de ce vă spun. Pentru că, de exemplu, cei care vor veni din Columbia își plătesc ei biletele de avion. Noi plătim transportul în țară și de obicei discutăm prin cadrul CIOF. Acum am o colaborare cu CIOF-ul din Bulgaria care ne-a ajutat foarte mult ca să le facem un turneu în Europa. Adică să meargă în Bulgaria, vin în România, poate la noi și încă într-o parte probabil la Aiud și de aici să plece în Serbia. Pentru că nu merită să... Da, e vorba de cheltuieli. De cheltuieli, da. Și bun, de exemplu, e de pe 30 iulie până pe 4 august. Începem cu Piatra Neamțu, urmează Romanu, apoi Târgu Neamț, Ceahlău, la Festivalul Muntelui, Picazu și din nou Piatra Neamț. Un tur de forță. Da. Suntem, acum am zis, pot să vă spun că e Columbia, Bali, mai Bosnia-Herțegovina, dar de fiecare dată stau cu emoții până când îi văd poate în purtea și mea. Din Hawaii, poate aduce și din Hawaii, că e vară și dansurile alea și muzica de acolo, da, tradiționale, sigur ar face furor la noi. Cu siguranță. Ziceam și eu. Da. Dacă nu ajungem în Hawaii, măcar să aducem Hawaii aici. Da. Da. V-am zis de ce e greu, pentru că am emoții de fiecare dată, nu sunt niște contracte scrise, aici mergem pe încredere. Da. Nu ar fi prima dată când ne-am trezit că da, suntem pe drum și de fapt nu mai ajunge nimeni și trebuie să vedem ce facem și cu ce umplem programul, dar după cum s-a observat în ultimii ani, nimeni nu și-a dat seama că a lipsit cineva. De fiecare dată când am avut o rezervă, a fost o rezervă de bună calitate, nu doar de umplutură. Și în general, toate grupurile care au venit au suscitat interesul. Așa este. Unele chiar prea mult, dacă ne gândim la cei din zona Ciprului, dar asta este o altă poveste. Da. Important este să fie trupe cât mai autentice și care să vină cu ceva să încânte. Da. Și avem posibilități, trupe există. Problema este să poți să susții acest... acest festival. Încă o dată mulțumesc celor de la Colegiul Tehnic Artianu pentru că muncesc alături de noi la un festival de genul ăsta. Este foarte greu și pentru ei, pentru că acolo sunt cazați. E o responsabilitate să ai și inclusiv meniurile. Vin un grup din Israel, de exemplu, și au mâncare kosher, trebuie să le faci, trebuie să le asiguri că de făcut n-ai cum să le faci. De obicei mai vin cu bucătarii dacă e... Adică sunt lucruri care așa aparent nu sunt importante, dar ele sunt foarte importante pentru cei care vin. Să simtă că sunt băgați în seamă. Da, ne-am lămurit și cu Festivalul Internațional de Folclor. Avem Neamț Piano Fest, 4-7 septembrie. Proiectul făcut împreună cu Daniel Ciobanu, care suntem coorganizator deja la a treia ediție.
La fel am început discuțiile de anul trecut, programul este aproape definitivat, începem partea de contractare de pe acum, va fi sub Explicați-mi și mie egida. în ce constă. În ce constă? Da. Eu, în ce constă acest festival? În, invitați internaționali, mai ales. Care vin și cântă. Care vin și cântă. Anul acesta eu mă vom pregătesc avea pentru și partea a doua a emisiunii, da. V-am spus. Vor fi și vor fi două serii cu orchestră și o seară fără orchestră, dar cu invitații din străinătate. Deci am ales să colaborez cu Daniel Ciobanu pentru că este o oportunitate și pentru noi de a aduce nume. Este un nume pe lângă care el, atrage nume. Care atrage, da, prietenii. Asta este, chiar dacă bugetul pare destul de mare, având în vedere onorariile practicate de artiștii care au fost până acum și au venit pe sume modice din punctul lor de vedere, cred că e un mare plus. Dacă am atras atenția și festivalului George Ionescu anul trecut, înseamnă că am ales și eu bine. Deci, anul acesta, v-am zis, este sub simbolul anului Beethoven. Fac o paranteză. Orice manifestare de genul acesta, care aparent pare, să spunem așa, de un anumit nivel inaccesibil, da, publicului larg, dacă este bine făcută, dacă este bine prezentată și mediatizată, crește prestigiul locului, ca să nu vorbesc altfel. Și să ne aducem aminte de modul în care erau vacanțele muzicale văzute pe acest segment. Da. Pe acest segment într-o perioadă. Și o să discutăm despre asta. Deci, lucrurile acestea cresc valoarea locului unde se întâmplă asemenea evenimente. Și condiția este să fie bine gândite și să, ca în interiorul lor, în interiorul manifestării, să ai și momente care să atragă nu numai cele de virtuozitate. Da. Da, mai departe. Și la sfârșitul anului, bineînțeles, târgul de Crăciun. Pe să care nu-mi în acest spuneți an, că anul ăsta, da, puteți să contractați, da, 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 trupele de acum. Ba da, putem. Doamne, suntem în post și nu pot să gândesc nimic rău la ce a fost înainte. Deci anul acesta aveți posibilitatea, da, să faceți programul de acum? Da, da, da. Bun. Și ce v-ați propus așa în mare? Deocamdată suntem, să vedem dacă facem 3 sau 4 săptămâni, dar cu siguranță vor fi 4 și mai discutam cu colegii dacă ar trebui să facem niște seri tematice mai deosebite, inclusiv cu muzică lăutărească, dar aici încă mai avem un pic de discutat. În 4 săptămâni puteți să faceți atâtea seri atâtea tematice, seri, da, încât să găsim și o seară tematică cu talentele. Anul trecut, așa cum l-am pregătit și mulțumesc încă o dată Consiliul Județean, consilierilor, pentru că au dat ați un auzit? Buget destul de... Stai să vedem de... ce consilier se uită la noi acum, că se uită mai mulți consilieri. Se uită. Da. Și consilieri județean se uită. Ei știu sunt, că a fost un proiect început sub semnul întrebării, dar din punctul meu de vedere este un proiect care trebuie crescut, dacă tot l-am început. Și anul trecut, deci ultima ediție, a fost una dintre cele mai reușite, da? După primul, dar atunci nu prea știa lumea despre Târgul de Crăciun de la Neamț. Dar acum a aflat după. A aflat după. Da, nu contează cum s-a aflat, pentru că au fost o mulțime de lucruri bune și frumoase, astea se uită, nu vorbim se discute, de, nu dar vorbim. Vorbesc de programul de anul trecut, care a fost mult mai bun decât Clujul, decât Iașul și alte, decât Sibiul, unde au avut un buget mult mai mare decât al nostru. Bun, aici programul în sine nu îl discutăm. Problemele care se ridică la Târgul de Crăciun și cred că veți fi de acord cu mine, că orice om rațional este de acord cu mine, este vorba de locație. Deci este, da, vorba de locație care ridică mari probleme. Atât în privința scenei, dacă este frig și bate vântul, ai o problemă, că este o zonă extrem de expusă. Acele căsuțe care sunt multe și care înghesuie practic zona. Deci locația aceasta cred eu că nu este cea mai potrivită pentru Târgul de Crăciun. Este bună dintr-un singur motiv, că este în centru
și este o zonă în care nu trebuie să închizi circulația. Dar dacă o gândești, vrei oameni mulți acolo, este o problemă. Deci este o problemă. Vrei să ai un acces cât de cât normal, este o problemă. Nu știu unde s-ar putea face în altă parte, că nu mă pricep și nu eu decid. În primul an eu am participat, știu că domnul președinte și-ar fi dorit închiderea circulației de la orei din partea de jos. Da, partea de jos. Unde s-a mai întâmplat lucrul ăsta? Da, până la Altex. A fost și propunerea asta, dar na, aici e vorba de autoritățile locale. Mie mi se pare o idee bună și în partea aia, doar că e vorba de închiderea circulației. Tot acolo s-a ajuns cu discuția. Dar trebuie să recunoaștem că Curtea Domnească dă și altă... De acord cu dumneavoastră, dar Curtea Domnească ar putea să fie un punct, ar mai putea să fie și un alt punct. Da. Parcă ai un spectacol deosebit care transmite un mesaj și în spate ai cănile cu vin și cu astea chiar în buza, aproape în buza scenei. Lucruri care am văzut și în alte părți. Lucrurile astea nu se întâmplă chiar așa. Nu se întâmplă, dar ei au deja un... A intrat în obișnuința și a cetățeanului și a turistului. Noi deocamdată trebuie să creștem, să-i aducem aici și trebuie toate să fie acolo, pentru că nici comercianții nu prea vin dacă ei sunt întinși așa prin localitate. Pentru că dau un ban, vor să-și scoată bănuțul. Anul ăsta am avut scoase la închiriat mai puține căsuțe. Deja pentru că s-a făcut, simțit. Da. Deja s-a simțit. Că era mai aerisit un pic. Da, am preferat să facem câteva căsuțe fotopointuri care au avut succes, pentru că nu toată lumea poate să meargă la un fotograf profesionist. Am amenajat fiecare căsuță cu câte un decor, copiii veneau cu părinții, făceau fotografii, spiridușii ajutau să facă fotografii împreună. Am avut și voluntari, ne-au ajutat foarte mult și credeți-mă că odată a fost un plus. Da, eu am văzut, de exemplu, târgul de la Brașov, care nu este foarte cunoscut, da. Așa, Sibiu, altceva. Dar modul în care el era aranjat și acele căsuțe care erau și care nu permite, organizatorii n-au permis să ai 15 căsuțe care vând vin fiert. N-au permis, n-am văzut chiultoș. Da. N-am văzut chiultoș. Deci ele aveau un anumit echilibru în prezentare care genera și o anumită disciplină a celor care veneau și participau acolo. Da, noi ne-am gândit în acest an, tocmai pentru că începem de vreme organizarea, să dau un număr de căsuțe pentru vin fiert, un număr pentru... Da, deci trebuie stabilit. Și să le scot... Pentru că noi avem un tarif minim. Vă dau un exemplu. Am văzut și scoatem la licitație. Era un chioșc, să-i spunem, o căsuță și la Brașov, în care erau cadouri. Deci o căsuță de cadouri. Vă spun cinstit că cea mai mare coadă era acolo. M-am dus și eu să văd ce era. Știți ce cadouri erau? Ce cadouri? Erau borcanele cu dulceață și șerbet în cutiuțe de 2, 3, 4, 5. Ți le-a ambalat pe loc. Și era dulceață fără zahăr. Deci un chioșc. Și m-am stat și eu acolo și am discutat cu proprietarul. Dom'le, îți convine să vii aici că plătești o groază de bani? Nu este adevărat. Prețul nu este atât de mare. N-am participat la licitație, prețul nu este mare. Și zic eu, este peste 1000 de euro pentru tot târgul? Nu. Deci un chioșc care aici, dacă l-am pune cu dulcețuri, nu știu dacă ar avea un atât de mare succes. Nu, dar au găsit, au găsit modalități. Era un chioșc cu măști. La târgul de Crăciun. Da. Nu cu vin, nu mai prindea și vin lângă mască, nu mai punea... Aveau și tulciuri, aveau și alte lucruri, dar era așa o senzație, un tonus frumos și nu era mizerie. Nu era mizerie. Aici în sensul mai, acesta. Și nu era nici patinoarul în mijlocul manifestării.
Și asta este o problemă. Avem un spațiu, îl aglomerăm și cu patinoar, și cu scenă. Dacă putem pune două scene, ar fi ideal. Și cu chioșcuri, și cu... pun unii, pun alții. De asta vă spun că poate ar trebui gândit conceptul și un pic mai elastic. Patinoarul, poate se găsește un loc ca să-ți elibereze zona aceasta. Da, pentru că am putea pune și decorațiuni, dar aici... Știu, ține și de administrația locală și poate într-un târziu... După cum ați văzut, anul acesta am avut niște noutăți. Am avut diorama, care toată lumea a apreciat-o. Da, deci... da, și credeți-mă că am muncit noi la ea. Noi pentru... nu ne dorim decât să fie mai bine. Da, păi... noi tot timpul am zis că criticile trebuie să fie constructive. Deci nu... am fost foarte fericită că ideea a fost bună. Am căutat în prima fază să închiriem sau să cumpărăm. Deci prețurile sunt astronomice, credeți-mă. Eu cred că totuși trăiesc în altă lume, dar presupun că dacă ei cer prețurile astea în continuare, înseamnă că se și oferă. Dar să dai 25.000 de euro de închiriat pentru 3 săptămâni pe o dioramă, mie mi se pare deja... deja foarte mult. De, nu, că eram... și cum eram la telefon, că eram colegii la birou în ședință, am pus mâna pe telefon și tot îi spuneam, dom'le, dar nu vreau să cumpăr. Cred că jumătate de oră asta a fost discuția, parcă eram în filmele cu... Nu vreau să o cumpăr, vreau doar să o închiriez. Da, doamnă, 25.000 de euro. Nu, n-ați înțeles. Deci nu vreau să fac... Îmi dați din alea vechi ale dumneavoastră pe care eu să le iau și să le... Da, doamnă, tot 25.000 de euro. Da, și am ajuns să ne gândim ce să facem. Și după un brainstorming am zis că, dom'le, hai să cumpărăm, să vedem cum. Să cumpărăm niște manechine, am vorbit cu... colaboratorul nostru, Bistriceanu, le-a machiat. Avem o doamnă angajată pe post de croitor, a făcut hainele. Colegii muncitori au făcut ieslea și cu șura. Da, și a fost, și ați văzut că a fost chiar foarte frumos. A fost interesant. Ce mi-a părut rău că a trebuit până la urmă să punem folia aia, pentru că au fost și persoane care n-au înțeles că trebuie și să păstrăm lucrurile. Bine, adică acum, nu trebuie să te sui să pe zonă, măgar eu, sau să te pui în brațe la Sfânta Maria. Eu am mai văzut în zonă și poliție locală și jandarm. Ei încearcă... Am văzut, da. Adică într-o zonă în care ai așa ceva, chiar mai sunt și camere de luat vederi în zonă. Adică... Da, da, e un pic și jenant să te duci de la ce să fie jenant? Omul, să spui, de ce să nu fie jenant? Domnule, respect acest lucru. Da. Care este, de unde vine această genă? Nu, polițiștii locali, deci și jandarmii, dar pe o parte spunea la unul și pe partea cealaltă spunea altcineva. Am înțeles. Așa bun. Ceva, eu, adică și oameni maturi, adică mai degrabă înțelegeau copiii decât unele persoane adulte. Bun, să știți că am vorbit cam mult. Avem, e deja ora 9 și 10. Și nu mai putem vorbi un pic? Ba da, mai putem vorbi un pic. Dar eu, haideți, dacă mai aveți vreo manifestare de anunțat, vă rog. Nu, vorbeam tot de Târgul de Crăciun, dar cred că vom face o emisiune specială. Vă rog. Eu mă auto-invit. V-a auto-invitat. E, ok, da. Aici la noi să știți că e pe bază de auto-invitație. Da, e bine atunci. Dar înainte de asta, eu am o păsărică de pe vremea când am scris primul material despre Carmen Seculare. El se cheamă Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare. La un moment dat, aceste centre au fost, din câte țin eu minte, create și pentru tot ceea ce înseamnă conservare, tradiții, și ca să conservi tradițiile, trebuie să cauți, să găsești ce mai există și cum mai există. Cât din activitatea centrului se poate duce și în domeniul ăsta și dacă aveți și oamenii pentru așa ceva. Da, prin clasele externe de meșteșuguri, în primul rând. Clasele externe de meșteșuguri pe care eu le-am început, am căutat meșteri în, sau neapărat că nu au o diplomă de meșter. Deci oameni care țes, care cos, care fac opinci, care fac cojoace, care împletesc coșuri din uiele
sau au alte obiecte casnice și dispusă să ducă meșteșugul mai departe. Avem în județ peste 12 clase, încă mai caut. Mare ajutor am avut de la primari și de la preoți. Mi se pare normal. Da, și mi se pare normal să fie implicați în așa ceva. Pentru și chiar e proiectul meu de suflet, pentru că eu am văzut implicarea copiilor de acolo. E ca un fel de vacanță a lor. Da? Cum vin aici în Piatra Părinții, caută tot felul de asociații, cluburi de copii în care să aibă activități extrașcolare. Așa este clasa externă de meșteșuguri la țară. Bun, și asta. În ultimul timp, dacă ați urmărit pe pagina centrului nostru, am pus diverse filmulețe cu meșteri, da? Care colegii mei iau interviuri și facem o arhivă video despre toți cei care mai sunt în viață în acest moment și încercăm să mai facem cercetare, dar avem foarte puțini colegi care se pot ocupa de asta. Adică, după cum știți, când avem vacanțe muzicale, toată lumea... Cred că ăsta ar fi următorul pas în activitatea centrului, crearea unui, nu știu cum să-i spun, compartiment, birou. Noi avem, doar că fiind foarte puțini... Nu, crearea unui birou cu oameni specializați care se ocupe doar de lucrul acesta și dacă nu se ocupă, să fie trimiși acasă. Și pentru că un centru pentru cultură și arte, că nu avem foarte multe centre de genul acesta în zonă, ar fi extraordinar să meargă și în această direcție și eu zic că ar fi și necesar cu sprijinul larg al Consiliului Județean, al consilierilor județeni, care trebuie să vă oblige să faceți acea ceva, dându-vă posibilitatea să angajați 2-3 oameni specializați și oferind din când în când sume suplimentare pentru publicarea rezultatelor acestor cercetări. Mă scuzați că am vorbit eu în numele dumneavoastră. Nu e nicio problemă. După cum ați văzut, pe parcursul anilor, bugetul a crescut. Eu știu că unora li se pare că bugetul Carmen Secolari este foarte mare, dar având în vedere volumul activității și eu cred că și calitatea a crescut foarte mult, poate fi și mai mare, pentru că eu am văzut centre din țară care au bugete extraordinar de mari. Apropo, la nivel de autofinanțare, cum vă descurcați? Stăm destul de bine, pentru că eu am preluat centrul ăsta cu venituri proprii 10-20 de mii de lei, iar acum am 500 și ceva de mii de lei, 600 și ceva de mii de lei, depinde de fiecare an. Cum reușești, da. Da, pentru că spre deosebire de centrele din vestul țării, unde au tot felul de multinaționale și pot să mai facă colaborări și sponsorizări de la BMW, de la Mercedes sau ce mai au ei pe acolo, noi nu avem așa multe firme care sunt dispuse să facă niște sponsori, să fac și le mulțumesc încă o dată, dar nu la nivelul, de exemplu, cum face JDV-ul la Strugurile de Aur, unde 80% din bugetul festivalului este asigurat de către JDV. Da, dar ei își fac acolo, pe bază de reclamă, inventați o chestie. Păi nu, noi trebuie să ajungem, de exemplu, cu festivalul ăsta Florile Ceaflăului, atât de importanță încât pot să caut un sponsor principal. Da, păi cam asta ar fi soluția. De asta soluția. Am nevoie și mi-am propus și anul acesta să intru cât mai mult pe presa națională. Bun. Și pe colaborări, pentru că așa ajungi destul de important. Eu mulțumesc foarte mult presei locale pentru că ne-au ajutat și e foarte important să avem acum, o colaborare de a crește. Și acum, hai, pe națională. Nu, pentru că am nevoie de dumneavoastră în continuare să fiți alături de noi. Noi nu suntem presă. Presa adevărată este alta, noi nu suntem presă, noi suntem doar niște comunicatori. Eu acum vreau să încheiem rapid cu partea de Carmen Secolari, pentru că sunt obligat să vă întreb ceva. Ca reprezentantă a PES-ului, ce este PES-ul?
PESU este o organizație în cadrul Partidului Social Democrat. Așa. Care se ocupă de politicile europene. Am înțeles. Ca reprezentant a PESU-ului ați lansat o provocare, semneze cine vrea, un fel de... E o petiție, da? Care este la nivel european. Deci pentru salariu minim european. Da, minim garantat european. S-a făcut un calcul, după cum am spus, de la socialdemocrații europeni, în care pragul de sărăcie ar putea fi depășit în momentul în care salariul minim ar fi 60% din brutul pe fiecare țară. Nu vă și adică asta acum. Ce înseamnă? Adică să crească la 60% din salariul mediu pe economia fiecare țară. În România, ar crește cu 1000 și ceva de lei, parcă. Dar, că mă întrebase cineva, păi și ce faci? Îi dai omului așa, spui gata, de mâine îi... Păi nu, că este o problemă. La stat e simplu. Pac! Ce facem cu privații? Dar asta este treaba fiecărui guvern, da? Pentru că directiva aceasta ar trebui, dacă trece, va fi implementată de la Bruxelles spre țările europene, da? Din Uniunea Europeană. Și fiecare guvern trebuie să își implementeze această măsură alături de alte măsuri, da? Care trebuie să susțină și întreprinzătorii privați. Nu poți să-i lași. Om vedea. De asta există politici. Lumea. Da, da, sunt chiar printre un top 3 pe țară. Eu aștept să văd ce se va alege din această directivă europeană. În principiu, ea sună foarte bine. Da, să avem un salariu minim european. Sună chiar un pic socialist, nu? Că e grupul ăsta. Da. Sună un pic socialist. Om trăi și om vedea. Eu vă doresc succes cu semnăturile. Mulțumesc, am o singură problemă. Nu cred că statul român, așa cum a dovedit el de-a lungul timpului, că este capabil să creeze politici publice care să permită real creșterea salariului, nu fără ajutoare de la stat. Da, este o altă părere. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Să notăm, stimați telespectatori, că anul acesta avem o noutate. Carmen Seculare are bugetul și poate să facă contractările dinainte. Este un lucru extrem de important. Îi mulțumim doamnei Carmen Anastase pentru participare. O așteptăm când s-o auto-invitat să vină să facem o emisiune. Până atunci, eu vă doresc o zi nemaipomenită. Am înțeles că azi va fi cald, frumos, bine. Vedem ce vizite se mai fac prin județ, cine, ce, cu cine se vizitează, ce se mai inaugurează. Că acum inaugurăm podețe, inaugurăm începutul lucrurilor la podețe, vizite la primării, vizite acolo. Mi se pare mie că se apropie campania electorală, dar nu sunt sigur. Cele bune, numai bine! La revedere!